Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție eveniment a punctului culminant. Invitatul meu special este domnul Victor Ponta, a fost prim-ministru al României, fost președinte al PSD și președinte al României. Bună seara, domnule Ponta. Mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Problema care se pune este, domnilor și domnilor, dacă intrăm iar în stare de urgență, date fiind raportările triumfaliste cu infectări la hectar. Avem dezvăluirile fostului premier, domnilor și domnilor, în această seară. Victor Ponta s-a decis să rupă tăcerea. Ce știe despre raportările guvernamentale? E alertă, domnilor și domnilor, generalizată. În toate orașele, oamenii au ajuns să fie luați și internați cu forța, numai că poliția și jandarmeria au ajuns să umilească guvernanții. Nu ne riscăm viața, spun reprezentanții acestor două instituții. Avem și documentul de pe masa lui Raed Arafat cu privire la criteriile pentru instituirea stării de urgență, domnilor și domnilor. Victor Ponta intervine de asemenea în acest scandal și, nu în ultimul rând, face dezvăluiri despre omul care l-a torturat. Cea mai scandaloasă înregistrare pe care vă voi prezenta în această seară și vă citez doar două rânduri. Ori mor eu, ori moare el. Rămâne să vedeți dumneavoastră cine este personajul care s-a ocupat cu terorizarea familiilor celor mai înalți demnitari ale acestei țări. Dar hai să trecem la treabă. Bună seara, domnule Ponta. Bună seara, mai zicem o dată bună, dar nu-i bună, nu? Sunt destule lucruri rele, oamenii cred că sunt din ce în ce mai îngrijorați, din ce în ce mai bulversați de ce se întâmplă. Și avem un premier, domnul Orban, care are o singură preocupare. Cum e cu alegerile, nu? E foarte ocupat cu alegerile. Dumneavoastră, nu vi se pare că suntem din nou în martie? Țineți minte, în martie, dumneavoastră îl întrebați, domnule, e o criză. Și ce? Da. Care criză? Alegeri anticipate. Eu nu zic să nu se facă alegeri, se fac alegeri. Suntem pregătiți la Pro-România, ne vedem, candidați. Dar totuși, principala problemă e sănătate. E clar că ceva s-a făcut prost din moment ce acum România este pe primul loc la infectări. Doi, a doua problemă este economia. Mai stă lumea încă o săptămână, două în vacanță și trebuie să se întoarcă, se întoarcă la muncă. Nu știm ce facem cu școlile. Gândiți-vă câte milioane de părinți din țara asta n-au bani nici de bone, nici nu pot să-și aducă bunice. Și nici nu pot să-și lase copiii și pe treabă, cloud. Dom'le, eu ce fac la toamnă în septembrie cu copilul? Stau acasă, mă, dar afară de la muncă. Las copilul singur. Deci toate aceste probleme nu le aflăm de la guvern ce se va întâmpla. Aflăm cum va fi cu alegerile, deși și acolo, dacă vreți să discutăm, nimeni de fapt nu știe. Vreau să discutăm pe tema asta, dar vreau să vă întreb dacă nu să zic că suntem în martie. Eu zic că suntem la Balamuc, nu suntem în martie. Pe de o parte, principalii comandanți ai crizei este că e o țară plină de comandanți. De la Raed Arafat până la Nelu Tătaru, trecând în Vela, Orban și Iohannis. Ne amenință că dacă mai crește mult ritmul infectărilor, ne întoarcem la starea de urgență, că asta e viața. Ei nu vor, dar nu se poate altfel. Și pe de altă parte ne anunță că și lansează candidații la alegeri și fac listele pentru primării de sector, pentru primării de nu știu de care. Păi, iau PSD-iști, dar nu, că se luptau cu PSD-ul și iau pe toți. S-au luptat cu migrația politică, dacă mi-aduc eu bine aminte. Bun. Bun. Problema e responsabilitatea. Haideți să vă spun. Că eu încerc să înțeleg, uite-mă la ce vorbesc cu oamenii. Prima problemă a oamenilor este, domnule, noi nu înțelegem ce fac ăștia, ce dispun. Mâine totul se decide peste noapte. Întreabă un român la Londra. Zice, domnule, pot să mă întorc în România? Și răspunsul este, azi da. Cum adică azi da? Da. Păi nu știm mâine dacă mai puteți să vă întoarceți fără carantină. Vreți să ajungem iar să dau din casă? Nu, cum? E cu Olanda și cu... Da, azi da. Întreabă prietenul meu Sturzu, domne, zboară cu Wizz-ul? Nu știm, azi da, mâine nu știm dacă mai zburăm, că probabil că da. Deci, în primul rând, faptul că tot ce decide acești oameni e neclar, nu știu nici că ce amendă, cui s-o dea și ce să facă. Al doilea lucru, că nu e nimeni responsabil. Mă prezentați mereu și mă mândresc cu asta. Domne, fostul prim-ministru. Da. Noi, când se întâmpla ceva în România, era vina lui Ponta, dacă era de rău. Întotdeauna. M-am uitat ieri că s-a prăbușit o bucată de autostradă și m-am gândit, jos Ponta, că țineți minte aia pe care mergem toți acum între Sibiu și Deva, am prăbușit-o eu. Da. Mă înjurau, m-au făcut în toate felurile. E bună, se merge. Cu colectivul. A fost o tragedie, au murit niște oameni. 64. N-a zis nimeni, domne, Ponta i-a omorât. Sau... Da. Nu, dar tot jos Ponta a fost. 64. Da. Acum ați morți 2000 de oameni. Nu că nu e jos Orban, nu e jos Iocanis, nu e jos Tătaru, nu e nici directorul de la spital care, unde au murit oamenii. Și atunci oamenii spun, dom'le, chiar nu e nimeni de vină, voi sunteți perfecți. Deci dacă întâi am aflat că s-a gestionat foarte bine criza.
dar suntem cel mai rău din Europa, acum e din cauza oamenilor. Păi, n-ar vrea atunci să o gestioneze rău, poate o să fie mai bine. Nu, eu pur și simplu cred că atâta timp cât va fi acest guvern și acești oameni, da, mesajul lor nu va prinde. Nici dacă vor spune că avem 1 milion de persoane infectate, nici dacă vor spune că avem 0, oricum nu-i mai crede nu-i nimeni. Mai crede nimeni. Asta e primul lucru. Da. N-ai cum să impui să conduci o țară dacă n-ai totuși credibilitate, dom'le, jumate să te creadă din țara, nu o să te creadă niciodată toți 100, dar jumate, acum nu-i mai crede nimeni. Al doilea lucru este că nu spun clar ce se va întâmpla. Peste o săptămână, vorbim noi la televizor, s-ar putea să fie stare de urgență, da, de alertă, s-ar putea să fie. Nici ei nu știu, nu e că nu ne spun nouă. Habar n-au ce vor face. Eu vă întreb, domnul Ponta, ați administrat țara asta, îndeplinește la ora asta, țărișoara noastră, nu știu ce criterii abscunse, de declararea stării de urgență sau... Dacă o comparăm cu martie, erau mult mai puține persoane infectate, nu? În martie. N-am avut niciodată 1100 de persoane infectate pe zi. Nu, Pont, atunci aveam 20-30, hai să fim serioși, despre asta e vorba. Ne-au băgat, ne-au cerut stare de alertă, prelungim. Eu am întrebat în Parlament când am votat împotrivă. Dom'le, cu starea asta, cu legea asta voastră o să fie bine? Zice, da, dacă ne dați legea asta, să vedeți cum se termină tot. Azi, de-abia, azi, s-a promulgat legea pe care am inițiat-o acum 3 luni cu măștile pentru... Da. Dar nu le-au achiziționat încă. Nici știți că au făcut licitația acum o lună, n-a venit nicio mască. Nu. Acum spune legea că trebuie să le dea la oamenii amăriți mască. Și atenție. Legea spune că trebuie să dubleze alocațiile, legea spune că trebuie să mărească pensiile cu 40%, legea spune multe în țara asta. Pentru că, bun, și un guvern care zice eu nu respect legea. Pentru că vreau să știți un lucru și mulți dintre telespectatorii dumneavoastră cred că mă înțeleg direct. Dom'le, România nu-i doar București și Cluj și Timișoara. Unde, sincer, găsim la farmacie, ne permitem, avem salarii mai mari. România este mult în plus decât București, Timișoara, Cluj. Unde problema este că acest guvern, exact, păi aia a lăsat baltă. Noi aici, în București, la Cluj, mai ne descurcăm, mai găsim o mască, mai știm, avem apartamentele, poate ori fi mai mari. Problema este că restul țării nimeni nu-i ajută pe acești oameni, nimeni nu le spune ce au de făcut. Un loc de muncă, ai zici că în București mai găsești un loc de muncă. Nimeni nu le spune dacă orașul sau comuna în care trăiesc a doua zi e deschis sau nu. Nu știu dacă ați văzut în faimosul județ Giurgiu, reportajul cu prima comunitate închisă, în care nu a anunțat nici măcar pe primar că închid prăvălia. Pentru și s-au trezit... înțeles pe ce criteriul închid. Nu. Am încercat și eu să înțeleg, dom'le, deci cum e, cât numărul de îmbolnăviri la 1000 de locuitori din comună, să... n-au reușit. Nu. Am văzut 3 explicații, toate 3 erau diferite. Deci eu nu domnul știu Ponta, acum dacă la, se la poate închide la Giurgiu s-a ajuns, repet, în ultima vreme îmi stănește un mare interes județul ăsta, deci am ajuns în noaptea minții. Deci șeful ISU, ăla care a participat la comandament să declare stare de urgență în localitatea respectivă, e el însuși infectat cu coronavirus și a participat la ședința de comandament. Despre ce vorbim? Aud astăzi, Ministerul de Externe are 20 de confirmații în centrală, domnul Ponta. Și știți că ați fost prim-ministru cum arată Ministerul de Externe și ca în care e posibilitatea să iei de la unul la altul. Șefa DSP București refuză să-l anunțe pe ministru care focar în instituție la DSP București, care se ocupă cu carantinarea, cu internatul și cu izolatul. Pentru că ne-am învățat în aceste 3-4 luni, eu zic ne-am învățat noi toți românii, că ăștia ne mint. Ăștia prezintă niște date, stați așa că e de fapt foarte bine, dar de fapt nu e bine, dar... Și atunci, știți foarte bine, minciuna se duce mai jos. Fac o corecție. 4 în centrală, restul până la 20 în exteriorul țării și în consulate și în ambasade. Restul, toată lumea, tot aparatul administrativ se pliază. Zice, bă, dacă ăia umflă sau desumflă sau le prezintă cifrele, hai să nu le prezentăm și noi. După care trecem la partea de propagandă. Vreau să vă spun un lucru. Eu consider și le urez sănătate și să dea Dumnezeu tuturor celor care s-au îmbolnăvit. Nu cred că e vina cuiva, domne, din vina, boala nu e o vină. Normal că nu. A ieșit doamna Esca și a cerut scuze că a luat boala. De ce să-și ceri scuze că i-a luat boala? A ieșit cealaltă vedetă, Vulpița și Cuvel, s-au lăudat că au luat boala. Domne, suntem normal la cap, nu e nicio rușine că ai luat boala. Dar nici vreo fală. Iertare. Nici nu-i vreo fală că ai făcut, te dă la televizor că ai făcut. Dumne, de fapt, vedeți fiecare cu, fiecare cu vedetele lui și fiecare cu modul lui de abordare acestei... Eu ce vreau să spun? E o tragedie, domnul Ponta, și abordăm o tragedie într-un registru absolut bizar, aveți Pentru dreptate. Pentru că nu avem pe cineva care să răspundă în mod serios și să spună.
De asta, dom'le, am fost prim-ministru. Când am făcut lucruri bune, nu prea m-a lăudat nimeni. Când am făcut lucruri rele, m-au înjurat toți. Foarte bine. Vreau și eu să văd în acest moment că primul ministru, șeful executiv, domnul Iohannis, e pe la Bruxelles, discutăm și de asta, cu banii care deodată o să fie atât de mulți, dar nu o să mai avem ce să facem cu ei. Și cu masca neobligatorie la Bruxelles și obligatorie la București. Vreau să știu și eu cine răspunde în țara asta, cine ne spune clar, domne, fiți atenți, asta aveți de făcut în continuare, și cine, dacă nu se întâmplă așa, zice, îmi dau demisia. Da. Eu am voie să vă... Eu mi-am dat demisia, repet, ceva ce nu era în atribuția mea directă, dar am considerat, e o vină politică, să... Ok. Aici nu-i nimeni de vină de nimic. Zice, au murit 2000 de oameni. Oameni buni. Poate, sigur, poate datorită vouă acestui guvern extraordinar. Da, poate n-au murit 20. Da, dacă cumva din cauza voastră, din cauza ce a fost la Suceava, din cauza faptului că ați lăsat pe alții care n-au COVID să moară acasă, nu cumva e din cauza voastră și ați omorât oameni? Răspunde cineva, iese cineva și spune ce s-a întâmplat? Asta e de fapt marea problemă în acest moment și eu cred că nimeni nu mai e dispus să-i mai asculte și să-i mai urmeze România orice vor raporta. Arată și măsori bine cuvinte la stat eșuat, îmi pare rău. La această oră, nici măcar autoritățile cu A mare nu mai au pic de autoritate. Este un stat. Nu mai vorbesc că nu există pic de coordonare, nu mai există pic de nimic. Nu, domnul Ciutacu, e altfel, e mai rău. Nu e un stat eșuat, că un stat eșuat e ăla care nu e în stare să rezolve probleme. Este un stat capturat, pentru că nu rezolvă problemele oamenilor. Adică omul obișnuit din Slobozia, din Bârlad, din Târgu Jiu, din Rovinar, da? Zice, domnule, vreau să știu așa. 1. Cum stăm cu sănătatea, ce ar trebui să fac? 2. Cum stau cu locul de muncă? Da. Cum stau cu alocația? Ce fac cu copilul din 15 septembrie? De fapt, nu interesează pe nimeni din actuala putere. Ce or face oamenii, cum îi ajutăm? Îi interesează așa. 1. Să ținem de guvern, să ne batem cu ciuma roșie, PSD, nu știu ce, care oricum nu-i deranjează cu nimic, știți foarte bine. Da. Și doi, cum să facem cu alegerile, bă, când ar fi bine, mai devreme, mai târziu, să luăm mai mulți PSD-iști într-un tur, în 2, în 7, poziția 9. Dumneavoastră și a partidului dumneavoastră, da, la acest moment, merită să facem alegeri sau nu? Noi suntem pregătiți pentru alegeri Bun. În România. Da. Dar sincer, dacă Victor Ponta ar trebui să ia o decizie în această clipă, dacă și ar depinde de el. Eu ca prim-ministru aș pune pe primul loc nu calculul politic, câte voturi iau, ci sănătatea. Și eu cred că politicienii, candidații, și aici nu mai vorbim de 2 sau 3 ca la prezidențiale, aici vorbim de 3200 de primari, 40.000 de... Așa. Eu cred că politicienii, fără să-și dorească chestia asta, poate și eu, poate și așa, suntem un potențial pericol pentru oameni. Adică eu o să mă duc și o să fac poze cu 100 de oameni. Unul singur dacă are COVID... Tot politic mi-ați răspuns, nu mi-ați zis ce ați face. Ba da, nu, l-aș spune foarte clar. Până nu mi-e foarte clar că această pandemie este total controlabilă și că nu punem în pericol viața nimănui, n-aș face alegeri. Vă dau un singur exemplu. Există, vă întreb, criteriul legal de amânare încă o dată a alegerilor? Bineînțeles, da? Nu e nicio problemă. Vă întreb, nu sigur, știu. Sigur, dar vă dau un singur exemplu. Într-o secție, avem 18.500 de secții de vot în România. Într-o secție de vot sunt 11 membri de la partide, plus jandarmi, ăla, cel de la calculator, STS, 15 oameni, care trebuie să stea de la 5 dimineața, dacă nu mă înșel, până la 12 noaptea. În cel mai bun caz, până la 12. Stau ei 15, dar mergem și noi câteva sute, 1000, 2 să votăm la acea secție. Unul singur, dacă are. Cine garantează chestia asta? Nimeni. Și atunci obligația, eu o gândesc ca prim-ministru. Obligația mea, în primul rând, este pentru sănătatea oamenilor, pentru a asigura un alegeri corecte. Eu vreau alegeri. Da, vreau da, cât mai repede. Dar vreau să fie alegeri corecte, nu să ținem oamenii în casă de frică. Că, pe de altă parte, o să alimentați cu teoria asta ideea celor care susțin că guvernul bagă în ele, cum să zice, și că raportează la hectar, tocmai ca să se mențină la putere și să amâne alegerile. Adică aici Nu, eu cred altceva. Eu cred că guvernul vrea să facă cât mai repede alegerile, pentru că pierd în fiecare zi voturi. Păi și atunci de ce raportează ca apucații? Pentru că n-are logică. Vor să sperie oamenii să stea acasă. Ei nu vor să vină oamenii la vot. Păi și cine să-i voteze atunci?
Adică care vor fi mobilizați, adică ai lor, cu aparatul beli, de partid. Cu aparatul de partid ai lor sunt tembeli? Adică toată lumea stă în casă speriată de frică și ies numai lor? Vă întreb. Nu, de principiu probabil că au niște aparate, evident că au cele mai mari resurse PNL-ul, după aceea PSD-ul. Normal. Și au aparatul de dus oamenii la vot ai lor. Dar asta nu înseamnă că neapărat vor fi niște alegeri care vor schimba în bine România. Eu cred că la aceste alegeri trebuie făcute niște schimbări. Nu o să mai avem alegeri 4 ani de acum încolo. Adică oamenii trebuie să se gândească, doar ce votez acum, 4 ani nu pot schimba. Cred că sunt foarte importante și n-am văzut niciun fel de preocupare a domnului Orban să ne spună, păi uite cum faceți campanie electorală, uite cum faceți ziua votului, ca să fim siguri că nu ne infectăm. N-am văzut chestia asta. Domnul Ponta, momentul de cotitură al neîncrederii, îmi permit și eu să remarc așa, ca un semi-analist ce mă prezint, momentul de neîncredere totală sau de cotitură în care încrederea câtă mai era s-a transformat în încredere totală în măsurile autorităților, a fost poza aia nefericită de la ziua lui Orban în care, deci de momentul ăla, nimeni... Aia a fost într-adevăr o poză, cum zice Felix Rache, face cât oameni. A fost punctul de inflexiune la domnul. Eu cred că momentul în care am văzut sutele de oameni duși la Sparanghel, buluciți la aeroport la Cluj, ăla a fost mai mult. Da. După care am văzut Orban și echipa... După care a venit ăsta, de momentul ăla, și oamenii cu care mă întâlnesc eu și aia cu care merg cu mașina și tot, au zis, haide bă, dacă înseamnă că nu e nimic dacă ăia se comportă așa. Și a venit și era așa de pe tort, la mia de raportări apare al nostru falnic Bradu la Consiliul European, singurul dintr-o ciurdă de lideri politici, sigur în 5 poze dintr-o mie, dar asta e viața. Ghinion, cum ar spune clasici în viață. Apare al nostru. Ce încredere să mai ai când iese seară de seară 2 luni de zile și ne ceartă că nu purtăm mască și ne roagă politicos după aia să ne și spălăm pe mâini și după aia el apare fără și ne spune că nu era obligatoriu. A, deci e pe bază de... Dacă nu e obligatoriu, ok. Dar chestia asta trebuie spusă miilor de oameni care au fost amendați și sunt amendați în România. Zic că am văzut, ați văzut că se raportează zi de zi numărul de amenzi la păcat de locuitor. Da, spune bolnavi, vindecați, morți și amendații. Și amendații. Și întrebarea mea e următoarea. Dom'le, atenție, am depus acum 3 luni legea să dăm oamenilor care nu au bani, să dăm măști. Ați promulgat-o azi, dar măști nu le dați mâine. Nu. Dar amenzile le dați de 3 luni încoace. Da. Asta, de fapt, e nedreptate și asta va duce... Eu vă zic direct, pot să dea 100 de legi acum și 1 miliard de amenzi. Asta zic. Nu vor rezolva problema pentru că au pierdut cel mai important lucru. Încrederea oamenilor că ăștia sunt cei care ne conduc și care știu ce au de făcut. Nu știu ce au de făcut, nu interesează, de fapt, de oameni și atunci orice spun... O să, asta cu datul vina pe oameni, știți de cum, e de vină poporul. Era o vorbă veche cu ce faci, schimb poporul, nu te schimb pe tine ca ei politician. Ei n-au învățat niciodată că de vină nu e nici publicul din tribune, nici audiența pe care o faci sau nu o faci, nici poporul care te votează sau nu. Da, mă miră lupta că cu poporul este ultima strategie guvernamentală. Domnul Ponta, totuși, domnul Orban, cu calitățile și defectele domniei sale, ca să fiu amabil, e în politica la vârf de 30 de ani de zile. El n-a învățat că nu dai vina pe popor niciodată? Acum, eu nu-l văd pe domnul Orban ca un prim-ministru. Nu se compară. Ok, e acolo, e prim-ministru. Eu consider că prim-ministri au fost în țara asta. Începând cu Adrian Năstase, cu Tăriceanu, au fost prim-ministri. Orban nu e prim-ministru. Orban este... din seria cealaltă, din păcate din ce în ce mai mare, de marionete puse pe funcția marionete, aia. Oamenii marionete, în acest moment exercită, au nevoie exercită de demnitatea aia, domnul Ponta. Da. Ne place sau e nu? Un blestem, asta e un blestem, cum zicea domnul. Da. Ce blestem pe țara asta. Exact. În cele mai grele momente, că sunt momente foarte grele, sănătate, economie, probleme uriașe, să ai asemenea oameni, ce să spun? Oameni care nu înțeleg, dacă nu știi limba engleză până la urmă, știți ca și cu COVID-ul, nu trebuie să ceri iertare. Nu vorbi în limba engleză. De ce te duci să ne faci de râs? A vorbit ministrul ăla al mediului. Costel de la mediu? Costică, cum l-o chema? Costel. Costel. Mi-a fost rușine ca român. Dom'le, stai asta acasă, după, asta după ce râdeau de Dăncilă pe aceeași temă. Aveau dreptate să râdă, dar ei râdeau. Da. Pune, dom'le, niște oameni... educați cu un pic de școală. Totuși, în acest moment, sunt în România 1 milion de oameni tineri
care vorbesc engleză foarte bine. Sunt un milion de oameni tineri. Poate nu-s membrii PNL la vârf. Păi fă-i membrii PNL, nu se poate să ne faci de râs. Trecem la partea cu banii, că dumneavoastră ați remarcat ca orice jurnalist, domne, că erau, toți purtau mască, mai puțin președintele Iohannis. Da. Eu am remarcat altceva. Un succes fabulos, să nu da, știu ce... Da, sigur, a venit cu bani de acasă. Doamne, foarte bine. Eu nu știu dacă a fost fabulos sau nu, nu cred că i-a primit mai mult sau mai puțin că era Iohannis sau nu. Păi... Sunt niște bani pe care ar trebui să-i primim. Problema e următoarea. Îi luăm banii ăia, că a mai fost un plan Juncker, 375 de miliarde în 2015-16, și din care n-am luat nimic. Și dacă îi luăm, îi ducem tot la bogați, ca să zic așa, îi ducem tot la noi aici unde avem, sau ajutăm și noi, și Suceava, și Mehedințiu, și Tulcea, și facem proiecte, ne strânge domnul Iohannis, sincer, eu mă așteptam să ne strângă domnul Iohannis, să zică, domne, bă, toți, PNL, PSD, Pro-România, USR, cine sunteți, veniți, stați aici 3 zile și puneți 10 proiecte pe masă, da, importante, să dezvolte și Moldova, și Oltenia, și Dobrogea, așa, le semnăm toți, facem un proiect de lege semnat de toți șefii de partid, îl votăm în Parlament, după care nu mai contează. 5 ani de acum încolo. Nu s-a votat dumneavoastră autostrada Moldova în Parlament? Nu, aia a fost o... Aia... A promulgat-o domnul Iohannis cu public, a fost ca la meci. Da, pentru că aia a fost o păcăleală, că dacă nu spui banii aici, îi spui și cu banii și de unde iei banii. Nu pot, ai lege. Păcăleală sau nu, ai lege. Votată de Parlamentul României și promulgată de președintele țării. Când toată... Eu mi-am permis să le spun, domnule, vedeți că nu legea vă lipsește. Vă lipsește... Să semnați contractul. Dați-i, domnule, semnați-l. Eu le-am semnat. Am semnat de 500 de kilometri. M-au înjurat că s-a prăbușit 6 dintre ele, de parcă le-am lucrat eu cu firma lui Ciutacu. Le-ați semnat, dar nu le-ați făcut nici dumneavoastră, sincer. Ba da, eu am inaugurat 350 foarte puțin și am semnat 350? Încă... Da, 350. Are țara asta 350 de kilometri? Are mai mult. Un pic mai mult. Păi are până la mare, are până la Pitești? Aia, de exemplu, ultima bucată de la Fetești la Constanța, da, în 2013, cred. Asta, București-Ploiești, în 2013 sau 14, celălalt. Dar nu asta e cât am făcut eu ca prim-ministru și ăștia n-au făcut. N-au făcut. Problema e să dai drumul să lucrezi, da, și să folosești banii. S-a aruncat chestia... Ce înseamnă pentru românul de rând 80 de miliarde de euro? Nimic. Pe o hologramă, așa e o poveste. Nu știe nimeni să numere până la 80 de miliarde, nu știe ce... Dacă vede 100 de euro, e bani mulți, 100 normal de euro. Nu 80 de miliarde. Hai să folosim chestia asta, hai să le arătăm oamenilor, să spunem, uite, asta vrem să faci. Nimic, absolut nimic. Și deci, în blestemul României, că în momentul cel mai greu, avem niște, sincer, niște marionete. Și atât. Marionete, nemarionete, ăștia ne guvernează, domnul Ponta, și cu toată dragostea, cu excepția dumneavoastră din opoziție, n-am auzit pe nimeni care să-și propună, dar serios, să dea jos guvernul ăsta. Iertați-mă de promis, știu că vă e simpatic domnul Ciolacu, pare băia bună așa cu aliura aia de ursuleț. Chiar îmi este. Dar Ciolacu e ca China cu Rusia, a ajuns la 478-lea ultimatum pe care îl dă guvernul lui Orban. Ați văzut vreo mișcare? Că despre asta vorbim. Nu e când v-ați apucat la un moment dat și ați dat jos un guvern care nu credea că o să cadă. Domnul Mereu, dacă bun, v-ați apucat de o treabă, v-ați apucat, ați strâns semnături, ați făcut, ați ajuns în Parlament, da, cu moțiunea de cenzură, ați dezbătut-o, a fost dramatic, a prins doamna Plăcintă, a terorizat-o doamna Udrea, contează mai puțin, s-a întâmplat un eveniment politic, da? Major, a picat guvernul. Domnul Ciolacu, v-am spus, e la 478-lea ultimatum dat guvernului. În continuare, cred că schimbarea acestui guvern cu un guvern de Uniune Națională ar da... Dați voie să am rezerve? Da, evident. Dar ar da un pic de încredere oamenilor. Că, de fapt, se întâmplă ceva în România. Acum încrederea este zero. Apropo de ce se întâmplă în România, domnul Ponta, rup un pic ritmul discuției astea foarte politice și vreau să coborâm în viața reală. Avem un minut de filmare să vedeți ce se întâmplă la marginea metropolei, la foarte marginea metropolei. Uitați-vă, a tras cu pistolul pe împuște. Stai, mă, și tu! Vreau să
alte avânturi. Filmarea e de la Chiajna de astăzi pe lumină, domnul Ponta. De multe luni, apropo că am făcut multe emisiuni de când cu pandemia asta, a spus și dumneavoastră, am spus și eu, a spus toată lumea, domnule, atenție mare, că vom avea o creștere exponențială a crimei organizate, cu adevărat. Că s-au întors unii din afară, că cei de aici, nu știu, le e mai multă foame, că... E un cumul, da. Hai să-l vedem pe domnul Vela, în fruntea trupelor. Vela e poetic, domnul. Ei, nu, am văzut azi că a combătut crima organizată domnul Predoiu de la justiție. Că vrea să cumpere niște device-uri scumpe de la americani. Asta e explicația. Foarte bine, să le cumpere. Problema este că... Da, asta e crimă dezorganizată, domnul Ponta? Cartiere din București și din orașele mari. Da. Sunt cartiere scăpate de sub controlul legii. Le e frică polițiștilor să mai intre acolo. Domnul Ponta, uitați-vă acolo, e lumină, domne. N-au tras la adăpostul întunericului, vorba lui Serghei Mizil. Au tras în plină zi. Bun, e un pic seară, acum. Da? Aici dar primele... nu împiedică nimeni. Nu împiedică nici opoziția, nici parlamentul, nici nimic. Îi împiedică voința politică, curajul politic, da, de a spune avem o problemă gravă și ne ocupăm de asta. Cine să se ocupe? Păi, ministrul de interne, cine să se ocupe? Și cu, sigur, procurorii, dar procurorilor trebuie să le duci oamenii cu probe, da? Da. Dacă nu ești portocală, le faci singur probele. Iertați-mă, dar da, poliția română s-a ocupat o lungă perioadă de vreme cu amenzi pentru lipsă de mască sau pentru ieșit în casă fără motiv. Dar nu-i vina polițistului. Polițistul face ce îi zice șeful. De acord. Dacă șeful îi zice, bă, vă organizați să-i prindeți pe interlopi, dacă șeful zice, ia stai mă tu și dă amenzi, sau dacă zice, stai cu radarul. Nu sta să ajuți unde e aglomerație să nu mai facă accidente, stai cu radarul, să-i luăm pe radar. Ăsta e ordinul. Îl execută. De asta spun. Important e ce de la cap se împute peștele și eu vreau să văd că după alegerile astea o să fie o schimbare. Că altfel dacă îi schimbăm pe pesediști cu peneliștii de care sunt de fapt pesediști trecuți la PNL, de ce mai facem, domnule, alegeri? Domnul Ponta, vorbeați de procurori care ar trebui să se implice în povestea asta. Procurorii s-au luptat mult în țara asta și cu corupția și cu criminalitatea organizată, mai ales în vremurile de tristă amintire ale cuplului Coldea-Chioveși. Unul dintre principalii exponenți, domnul Negulescu de la Ploiești, pe care îl cunoașteți din nefericire pentru dumneavoastră și pentru familia cel dumneavoastră. Cel mai expansiv dintre foarte ei, bine, ca da, să zic așa. Se află acum custodia poliției și încă nu sunt lămuriți dacă îl duc la arest pe Câmpina, unde îi plăcea domniei sale, sau la Beciu Domnescu, unde a reușit să-i trimită pe alții. Pentru că în urma unui mandat de arestare de 30 de zile pronunțat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că noi stăm bine cu memoria, vreau să reamintim pe foarte scurt, câteva dintre momentele de aur ale acestui domn, mai ales în relație cu dumneavoastră, domnul Ponta, că sunteți invitatul meu din această seară. Hai să vedem pe primul. Însă, tu nu înțelegi, ideea mă deranjează. Deci nu mă deranjează. În partea mea ce poate să iasă? Poate să iasă să spună, domne, s-a p***u Negulescu, m-ai înțeles? Ceea ce e urât, este foarte urât, mă ia capul și pe chestia asta, da? Și nu este în regulă, adică pe mine despre, bă, eu nu am sentiment de frică, cred că ți-ai dat seama, eu nu știu de frică, ori dacă nu, care pe care, da, ori mă duc eu și mor, ori moare el, ori în gură mă mâncați așa, da, e daună totală, pentru că dovedește că, de fapt, este un jegos, un șantajist, un maimuțoi, da, no. Și-l paradesc, uite-te la mine. Bă, cu mine nu se joacă lumea, uite-te la mine, eu tu știi că nu am sentiment de frică. Ca să mă, așa, dar cu Negulescu merge cu vorbă bună, cu lugu-lugu, pe Negulescu dacă l-ai amenințat, l-a luat capul instantaneu și nu vrea decât să vadă sânge, atâta, nu mă interesează altceva. Da? Păi l-am paradit, îți dai seama, dacă am scos-o pe asta, s-a jucat meciul. Adică el e pa, așa că să nu, ca să nu fie uimit. Da? Deci nu se poate așa ceva. Adică n-am ajuns pe mine să mă facă pe mine un ăsta. Te supără. Bine, îți dai seama ce paradeală îi dau. Deci dau foc la lumea politică. Uite-te la mine, știi că-s nebun. Politica se face în piață la bizonul mioritic, îi mai dai un cobrig, o tigaie, o de-asta, mă înțelegi? O să ia foc toată țara.
O să ia foc toată țara, crede-mă. El zice de Ponta, voi nu ziceți nimic. Deci alea nu sunt jocuri politice corecte. Eu spun așa, din punctul meu, eu am analizat foarte clar situația. Da? Eu nu, pe mine nu mă deranjează, eu știu sigur că ăsta o să reitereze chestiile cu Toader, cu și poate o să aibă două poze cu mine și cu George la un bar sau cu mine și cu nu știu cine și o să-mi dea o poză cu casa, care nu mă afectează pentru că nu sunt fapte penale, că George nu e vreun infractor. Vrei, dar dacă ai dat cont astea, e parada la fiecare pe care, da? Și îl paradesc în cadrul unui dosar penal și asta înseamnă că nu o să știe decât instanța și ce o da legea mâncați aș vrea. Deci tu hotărăște-te că eu știu că-s nebun cu capul și nu stau prea mult. Și vedem și unde pleacă domnul Negulescu. Acum avem imagine în exclusivitate. Nu știu dacă l-au luat capul sau nu, dar se duce direct pe arestul IPJ Prahova la Câmpina, după informațiile noastre, domnul Ponta, unde vrea să ne bage pe mine și pe domnul Ghiță în celula cu violatori. Că dumneavoastră nu știu dacă v-a oferit oportunitatea asta, nu ne-a oferit-o. Noi vă dați seama că dacă nu exista munca de chinez bătrân și nebunia, dacă îmi spuneți mie, al lui Vlad Cozma, care a făcut, habar n-am cum a făcut, dar a reușit o performanță uluitoare să-l înregistreze pe sceleratul ăsta. Lumea nu afla nici în ziua de astăzi și ăsta probabil era pe funcție în continuare? Dar sunt asemenea oameni. Credeți că portocale e singurul? Sunt convins că nu, am dat eu o grămadă la televizor. Bun. Doi, credeți că au făcut de capul lor? De asemenea sunt convins că nu. Trei, cred că orice om care are legea, are puterea legii, procuror, judecător, polițist, ce el, și o folosește în felul ăsta, trebuie să ajungă unde a ajuns domnul Portocală. Că, de fapt, ceea ce dumneavoastră arătați aici cu Portocală, că a zis de ăla că i-a făcut... Nu numai că a zis, a făcut. Li se întâmplă oamenilor obișnuiți, zi de zi, cu tot ce înseamnă autoritatea statului. Și pe oamenii obișnuiți nu mai reușesc să ajungă la Victor Ciutacu, la emisiune, să... Li se întâmplă în comună, în sat, în oraș. Sunt în... și eu un om, vorba lui Andreea Esca, nu sunt cyborg. Așa. Și asta li se întâmplă și vor să vadă. Băi, unul de ăsta care are puterea, da, când o folosește greșit, vreau să-l văd că plătește de 10 ori mai mult decât mine. Faptul că nu, un procuror... Să dea foc la țară. Faptul, da, că un procuror de la secția specială a făcut, da, un dosar și o propunere. Faptul că niște judecători de la au avut curaj, cu... pentru că, știți foarte bine, și judecătorii care trebuie să ia decizia, da, și eu care am fost martor, și Vlad Cozma și alții, avem câțiva prieteni al lui Portocală care între timp ne lucrează dosare. Evident. Mie, judecătorilor, lui Ciutacu și așa mai departe. Firește. Adică te expui la... Da. Expui. Evident că pentru mine eu durerea cea mai mare a fost faptul că acest individ și alții s-au răzbunat pe familia mea. Chiar n-au absolut nicio vină. O să fiu toată viața vinovat față de familia mea, că din cauza mea au Dumnezeu pățit contă. Ei ce au pățit. Dar, cred că oamenii trebuie să vadă că un asemenea individ, când încalcă legea, plătește de 10 ori mai rău decât un om obișnuit. Da, întrebarea e, plătește pe drept sau nu? Și am să vă spun de ce. Vă puteți închipui că eu care sunt, hai, așa, cu toată modestia, unul dintre groparii lui Portocală, n-am nicio satisfacție că ăsta se duce acum în arest preventiv. Și n-am nicio satisfacție pentru că n-am citit și abia aștept să citesc, nu încheierea, ci motivarea arestării preventive. Pentru că după știința mea, în cazul lui, a început urmărirea penală de nu știu cât amar de vreme în dosarul dumneavoastră cu Dorin Bler, că taman în dosarul ăla l-au arestat, înțeleg că înainte trebuiau să... Înainte de alegeri. Mie întotdeauna înainte de alegeri mi noastră se deschide un dosar. Și de ziua dumneavoastră. Sper, Doamne ferește, acum cum să mai iar sunt alegeri, probabil că iar așa mai vor să facă unul, dar eu așa cu atât mai puțin mă bucur. Nu trebuia să existe o faptă nouă sau ceva să fi încălcat nebunul ăsta între timp? Asta vă întreb, pentru că totuși mie mi se pare ușor irațional ca pe aceleași fapte pe care ai dat control judiciar acum un an de zile să-l aresteze astăzi. Nu știu, vorba lui Băsescu, o fi făcut copilul ceva, o fi înjurat, o fi amenințat vreun martor, o fi încercat să șmecherească probe. Eu nu cred că Adina Florea e tâmpită să facă o propunere de arestare fără probabil, să bazeze pe nimic. Probabil că, a nu, că sigur nu o acceptau judecătorii, da, propunerea. Cu siguranță sunt niște probe în dosar. Nu știu ce s-a întâmplat, că nu mă ocup de asta. Păi nu, da, vă întreb ca procuror, după știința mea trebuie să apară fapte noi de la precedenta măsură, cu nu? Cu siguranță.
satisfacție n-am nicio. Păi... Nu-mi dă nimeni înapoi nici anii pierduți. Nici... Apropo, știți că în continuare apartamentul, eu am un singur apartament. Da. Nu-mi trebuie mai mult, mi-e foarte bine. E sub sechestru, pus de portocală. Sechestrul la continuu pe apartamentul nostru, bineînțeles, nu mi-l ridică nimeni. Dar n-aveați vreo trei sechestre la moment, sau Sebi Ghiță avea trei sechestre, că nu mai știu. Cred că Ghiță avea trei sechestre. Probabil, tot de la portocală. Casă, da. Da, și pe aceleași dosare făcute, da, de portocală. La fel, mă aștept acum ca oamenii lui Portocală să înceapă să ne lucreze pe toți care am îndrăznit să-l demascăm pe individ. Problema e următoare. Astea sunt niște riscuri pe care ne le asumăm noi. Nu e normal să plătească familiile noastre. Dar oamenii trebuie să vadă, cu cât e cineva mai puternic când greșește, trebuie să plătească de 10 ori mai scump decât un om obișnuit. Asta consider și asta înseamnă dreptate și justiție. A fost primul, de fapt și singurul care mi-a povestit, chiar aici în direct, în postul ăsta de televiziune, cum domnul Portocală s-a raportat la alegătorul român ca la bizon. Și înregistrarea asta confirmă că, de fapt, asta era părerea lui despre, da, alegătorul român. Da, avea acest limbaj de interlop, dar, absolut de interlop. Povestea cu bizonul, completată cu tigăile, domnule Ponta, că țineți minte că s-a deschis un dosar penal. Da, tot el a făcut dosarul tigăia contra lui Mircea Cosma, Dan Savu și Sebi Ghiță, că avea și el, mă rog, câteva fetișuri. Da. A, așa. Dumne, omul a și lucrat la treaba aia cu tigăile și o să vă mai dau o înregistrare extrem de scurtă și extrem de elocventă. Poate în ala. În ala. Cu identitate nouă. Ok. Și dosar nou. Dosar nou? Care îl lipiți după aia. Dar ei denunțul vechi l-au văzut până acum? Nu. Nici azi la instanță? Nici nu o să-l vadă, nu? Păi nu e la dosar. Ce mâine e bun? Cum să pun de rând? E doar identitate. A, e doar declarație. Declarația cu identitate protejantă. Asta n-a fost. Și aia de unde știe dacă e denunț sau declarație, de martor? Ce? Păi nu știe că eu am proces verbal de sezare din oficiu. Păi cum știe că dacă am intrat eu, mă țin pe cuvânt? Nu, ca să nu mai suntem prieteni. Pe tigaie? Am o tigaie, da. Vreau să-mi găsesc și mie bonul să-mi aducă din... Că eu am tigaie, dar n-am. Să vină un om să... Să aducă tigaia asta. Să o depună... Să depună probă. Ce ziceți, domnul Punt? De... Dar nu pe mine trebuie să mă întrebați. Întrebați-i pe cei care luptau cu... Îl apărau pe Portocală, că e luptător anticorupție. După 20 de secunde o să-i demascăm și pe ea. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Deci... Oamenii ăia, domnule Ponta, despre care vorbiți dumneavoastră, care l-au apărat, ai aia care au făcut-o din postura de angajație unor entități private, e problema lor, a conștiinței lor și a ordinilor de zi pe unitate. Dar unii dintre ei l-au apărat organizat la Consiliul Superior al Magistraturii, la Consiliul Național al Audiovizualului, la alte procuraturi pe unde ne-a târât pe noi statul de drept și așa mai departe. Oamenii ăia sunt în continuare în funcții. O doamnă e procuror șef pe Europa, ca să zic așa, și toată liota aia de pretoriene ai doamnei sunt în continuare în sistem. Știți de fapt care e marea problemă? Discutam azi cu cineva. Domnul Dragnea, i-au făcut și lui dosare. O, da, multe. Și asta m-a supărat de fapt. N-a vrut niciodată să zică, domne, gata cu nedreptatea, cu abuzurile. A vrut cumva, vă lasă să fiu eu șeful lor, da, să le fac eu altora. A, să schimbe șeful, da. Domnul Ludovic Orban, i s-a făcut o nedreptate. Nu-l iubesc deloc pe Orban, dimpotrivă. A fost scos în 2016, n-a ajuns nici parlamentar. Din parlament, din cursa pentru primărie, din tot. După care acum, am zis, zic, dom'le, după ce i s-a întâmplat lui, vine și spune, bă, gata cu abuzurile, l-ai prins pe unul cu bani, umflă-l. Aiurea, a venit și a zis, a, cine? Luptătorii anticorupție. Cât nu-l atacă pe el, dacă nu-l iau pe el. Să-i controleze el, să-i pune el, să-i ia pe adversarii politici. Nu ne vindecăm. Și Traian Băsescu asta a gândit. Lasă, domne, procurorii să ia pe alții. Când l-au luat pe el, nu le-a mai plăcut. Nu i-a mai normal. Plăcut. Adică
eu cred în continuare, și aici vorbesc că a fost magistrat, nu că a fost prim-ministru, că e foarte important să-i sancționezi pe cei care fură azi, îi prinzi, și cred că-ți fură azi în România, nu? Dar pe ce fură? Nu pe dar ce... să te duci să te lupți pe unii doar pentru niște portocală, doar pentru că le-au făcut dosar adversarilor politici, asta denotă foarte multă prostie și ticăloșie. Și să speri în continuare. Vă aud citând în mai multe rânduri din domnul Orban, din proverbea la emisiune de la mine de aici, din studio, în care s-a întrebat ce criză. Tot în aceeași emisiune, același domnul Orban m-a întrebat pe mine când i-am amintit politicos că a fost victima unei nedreptăți făcute de procurarea Roșu de la DNA, care l-a scos din toate cursele, de nu știu ce, și a spus că unii dintre noi, printre care și eu, ne-am tăvălit ca apucații pe jos în respectarea prezumției dumneavoastră exact. De nevinovăție și a existenței dumneavoastră ca un politic. Și domnul ăsta s-a uitat la mine și m-a întrebat, dar cine v-a pus să vă tăvăliți pe jos? Dom'le, am înțeles, dacă e pe pusele, nu mă mai pune nimeni și ok, pot să mă întorc și eu cu spatele. Dar poți să te mai uiți în obrazul oamenilor aia care se uită la tine la televizor acum? Vă întreb, pentru că am folosit același criteriu și în cazul noastră, și în cazul domnului Ponta, și uite, insist, și în cazul domnului Portocală. Dacă l-a luat cu japca, eu fac curând, vă dau cuvântul meu sunt de onoare. Sunt convins. E, aici e problema. Problema este că de fiecare dată în România regulile sunt pentru categorii, știți, ca în ferma animalelor. Toate animalele sunt egale, unele animale sunt mai egale decât altele. Noi trebuie să purtăm mască, ei nu trebuie să poartă mască. Noi trebuie să suntem penali dacă zice portocală, ei nu sunt penali. Nu, ei beneficiază de prezumția de nevinovăție. Noi nu avem voie să ieșim din casă, dar ei au voie să facă ședință de partid. Asta, de fapt, e marea problemă și de-aia mă întorc. Dacă nu reușim să reclădim încrederea oamenilor, dom'le, plătim niște indivizi, prim-ministru, ministri, parlamentari. Și plătim bine pentru nivelul de trai din țara asta. Pentru noi toți, nu doar pentru ăla din centrul Bucureștiului. Pentru ăla din fiecare oraș, sat, comună din țara asta, în acest moment toți oamenii spun, dom'le, să iasă pentru ei, nu ne ajută pe nimic, pe noi ne mai și încurcă. Vreau să plec din țară la muncă, nu mă lasă, că acum România e numărul 1 pe lista roșie, nu? Nu mai putem să mergem în Austria sau în alte părți. Domnul Ponta, nu v-ați săturat să fiți fost? Eu zic că sunt viitor. Primar general Capitalei? Asta nu cred acum. Deci nu că nu e o funcție acum? Foarte importantă. Dar, nu candidați acum? Cred că Pro-România are un candidat foarte bun pe care... Alexandru Rafila sau Robert Neguiță? Amândoi ar fi foarte buni. Dar din câte știu, Robert... vrea să continue încă 4 ani la sectorul 3. Din partea Pro-România? Duminică vă anunțăm împreună, Robert Negoiță și cu mine, care sunt planurile pentru București. Anunțați și candidatul la primărie? Întâi duminică ce vrem să facem pentru București și săptămâna viitoare candidați. Domnul Rafila e exclus sau e o variantă de lucru? Eu cred că ar fi un candidat foarte bun. Păi da, trebuie să-și vorbiți cu dânsul. Că și eu am auzit că mulți mi-au făcut planuri de viitor, dar au uitat să mă întrebe. Adică... Cred că ar fi un candidat foarte bun. Credeți că ar fi un candidat foarte bun? Da. Mi-ați dat un răspuns profund politic. Și cred, da, că încă nu pot să vă spun mai mult. Și cred că capturarea asta, sau mă rog, prizonieratul ăsta în bătălia PSD-PNL, în care din păcate a intrat și Nicu Jordan și Gabriela Firea, ne garantează că 4 ani nu o să se întâmple nimic în București. N-ați obținut cele 40 de locuri eligibile de la PSD? Nu le-am obținut, că nu le-am cerut. Nu le-ați cerut? Nu. Și nici nu le cereți? Nici nu le cer. Sunteți convins că dacă mergeți pe cont propriu, ca Pro-România, faceți pragul și vă bateți sunt în continuare? Sunt convins, nu doar că fac pragul, sunt convins că mulți oameni vor să voteze Pro-România tocmai pentru că nu este PSD sau PNL. Că altfel... Vreți să candidați în 2024 la președinție? Da, dar indiferent nu, dacă cel mai treceți, mult mi-aș dori să... Indiferent dacă să treceți pragul sau nu, că treceți cu 7% sau că treceți cu 12%, tot nu se câștigă alegerile cu un partid de aproximativ 10%. E adevărat, dar se câștigă alegeri când vrei să schimbi ceva cu adevărat și ai o viziune. Sau se câștigă alegeri cu ură, adică, bă, să moară Ciutacu. Da. Păi s-au câștigat multe alegeri cu ură, domnul Ponta. Acum, poate oamenii... O să-și dea seama că mereu cu alegeți-mă pe mine că moare Ciutacu, o să-și dea seama că le merge mai prost decât pe vremea lui Ciutacu. Dar de ce și-ar da seama cu oamenii după ce nu și-au dat seama 30 de ani? Pentru că eu cred că suntem în cea mai mare criză a generației noastre, criză de economică, sanitară, de încredere și cred că în 2020 și în perioada următoare ori schimbăm lucrurile fundamental, ori ne distrugem ca țară cu totul.
Și credeți că o să aibă la un moment dat, nu știu, poporul român o străfulgerare? Da, aba, eu am o părere bună despre poporul român. Dar eu n-am spus că am o părere proastă. De domnul Tătaru și domnul Orban, care zice că poporul e rău, ei sunt buni. Eu am o părere bună și de altfel eu cred că poporul are totdeauna dreptate. Asta am și spus în 2014. Fără discuție. Da, poporul are totdeauna dreptate. Poporul, audiența publică au întotdeauna dreptate, indiferent normal. Cine se așează. Până la urmă noi muncim pentru ei și ei ne plătesc pe noi pentru munca noastră. Nu ne plătesc ca să-i certăm. Că dacă e vorba de certat, nu cred că ne mai place nici când ne ceartă părinții. Dar amintesc, ne certe ăia pe care îi plătim noi ca să facă treabă. Și ei ies să ne certe la și televizor. Și repet încă o dată, îi plătim al dracu de bine pentru nivelul de trai din țara asta. Foarte bine. Și, domnul, și pe prea mulți, din păcate. Domnul Ponta, mulțumesc mult de tot mulțumesc. Timpul. A trecut extrem de repede. Aștept anunțul dumneavoastră de duminică, anunțul candidaților de săptămâna viitoare și rămânem în legătură, ca să zic așa. Domnilor, domnilor, după o foarte scurtă pauză avem și dezvăluirile serii. Sunt ilegalități în plină pandemie, un val de ilegalități. Omul care a șocat clasa politică vine la România TV. Vom afla tot în această seară și cum a murit în al preasfinția sa Pimen cu zile într-unul dintre spitalele de elite ale capitalei. Avem dezvăluiri din interior. Șefa medicilor care l-au îngrijit, acuzată direct, domnilor și domnilor. Tot în această seară încercăm să aflăm cine trădează în Partidul Social Democrat. Avem dezvăluirile politice a momentului și nu, în ultimul rând, a fost evident scandal și a fost și bătaie generală între candidați, totul în doar câteva momente. În sfârșit, să bași ai noștri pe bune, candidații parte în